Doamnelor, domnilor, bun găsit la Echidistant. Sunt Marian Cioacă și astăzi, timp de 30 de minute, vă invit să ne fiți alături la o discuție despre politică. Dezbatem așadar subiecte importante, subiecte de actualitate, alături de invitatul meu de astăzi, domnul Victor Cruceru, se află în studioul nostru, este vicepreședinte al de Constanța și totodată candidat la funcția de primar al municipiului Constanța. Bun găsit, ne bucurăm că v-ați făcut timp și ați venit alături de noi, domnule Cruceru. Vă mulțumesc pentru invitație. De ce faceți din nou politică? Ați mai făcut politică? Ați renunțat la ea și acum din nou. Am renunțat la politică din considerente personale și aș putea spune chiar poate dintr-un orgoliu. În momentul în care am făcut politică în perioada 2010-2012 alături de PPDD, lucrurile s-au petrecut într-un mod care, din punctul meu de vedere, n-au fost corecte și atunci am zis prefer să renunț decât să merg acum, după 8 ani de zile. Da, după 8 ani am revenit în politică din dorința de a schimba ceva, în primul rând, în Constanța și nu numai, și în politica românească, pentru că eu consider că atunci când există oameni cu caracter, cu motivație, chiar se pot întâmpla lucruri frumoase. Ați mers într-un partid din care au plecat foarte mulți recent. Da, de asta... ce ALDE? De ce nu un alt partid? Bănuiesc că au fost oferte și de la alte formațiuni da, politice. Da, am avut discuții și cu alte formațiuni politice, dar ceea ce îmi place să văd este modul în care oamenii se deschid și au dialog cu tine. Și atunci ALDE a fost varianta care am avut și sentimentul că sunt oameni care vor într-adevăr să schimbe ceva și atunci, eu cred că Constanța merită și o altă șansă. Văzând cum se întâmplă lucrurile de atâția ani și cum sunt deteriorate valorile Constanței și vorbim de valori culturale, de valori în învățământ, în sănătate, în toate domeniile. Și probabil că o să discutăm despre asta, am considerat că este nevoie de a da un nou start orașului nostru și Constanța merită. Mulți se întrebau dacă ALDE va mai continua să existe ca partid. Se pare că da. Da, ALDE va continua să existe ca partid atât timp cât oamenii care sunt alături de noi vor înțelege să promoveze ideile pe care le avem, venind cu un pachet de oferte care au foarte clar la bază o cauză existentă, dar care au și o soluție de rezolvare. Știți că se scrie, s-au scris foarte mult pe marginea acestui subiect, că ALDE face piruete, ba cu PSD, ba cu PNL. Acum, la Constanța nu există o alianță, la Mangalia există da, cu PSD. Da, de ce da. Nu există la Constanța? Asta e întrebarea. La Constanța, Organizația Municipală Constanța a luat decizia să ia taurul de coarne și să-și probeze forțele. Cred că echipa... E mai corect așa, asta e clar, da? Da, eu cred că echipa pe care o am la Constanța, acolo se regăsesc oameni corecți, în primul rând, și oameni care au o viziune. Și atunci, dacă ai o viziune și ești un om corect, eu cred că se pot duce lucrurile dincolo de aparență. Chiar astăzi discutam cu cineva și m-a întrebat, domnule, dar de ce, cum credeți că o să convingeți oameni? Și am zis, doamnă, scumpă doamnă, am nevoie de un singur lucru, să trec de privirea dumneavoastră și de ecranul televiziunilor, să ajung în inima constanțenilor, care ei să mă înțeleagă, să perceapă că lucrurile care le promitem că se pot face sunt realizabile, au soluție de finalizare, nu sunt doar promisiuni electorale. Și atunci cred că vom avea un câștig. Acum știți cum jucăm. Mulți spun, sau cel puțin sondajele, sunt destul de diferite. Unele sondaje arată ALDE undeva la 3%, altele spun că ar fi la 8%. Unde se situează în momentul de față partidul? Cred că la momentul de față cel mai corect ar putea să facem un echilibru și atunci undeva la un 3,5-4%, cred că poate fi o poziție reală. Are potențial de creștere acum, în perioada asta? Eu, cel puțin la Constanța, cred că se va întâmpla lucrul ăsta și datorită echipei de consilieri pe care o avem, pentru că oamenii vin din diverse domenii de activitate, având același cel să schimbăm Constanța în bine și când vorbesc de schimbare nu vorbesc de acele promisiuni care le face orice candidat, asfaltăm borduri, facem parcări și tot felul, ci cu programe mult mai de interes pentru constanțean. Asta mă interesează, cel puțin ăsta e punctul nostru de vedere. Nu un edil care face asfaltări, parcări, pune stâlpișori, nu mă interesează. Sunt în fișa postului. Asta un edil bun, să facă, evident. Exact. Un edil bun trebuie să vină să spună, domnule, uite, noi propunem să facem mai mult și avem și soluție și argumentăm și de ce să fac mai mult.
Și vă dau un singur exemplu că este important. Constanța are nevoie din spital municipal al municipalității, al constanțenilor. Pentru că spitalul județean, și eu am pățit asta având o situație cu fica mea, și chiar eu când am fost într-o situație cu un accident, stai 8-10 ore în urgență, pentru că vin din tot județul, iar noi, constanțenii, municipalitatea, cei care plătesc toate lucrurile aici, din care se finanțează și locuiesc aici, sunt defavorizați. Și atunci, domnule, avem spital județean. E foarte ok. O să avem un spital regional, și mai ok. Dar municipalitatea are nevoie de un spital al municipiului, al constanțenilor, al oamenilor care locuiesc aici. Și asta cred că e un proiect care toată lumea ar trebui să-l susțină, indiferent de culoare politică, pentru că nu este un proiect de SRL. Este un proiect care este o necesitate până la coadă. Discutăm de eficiență și necesitate și atunci spitalul municipal se încadrează în parametrii aceștia și consider că este nevoie de el. Sunt și se poate face. Pentru ridicarea unui astfel absolut, de spital? Absolut. Există, hai să vă spun, există fonduri europene pe care municipalitatea nu le-a accesat niciodată și sunt granduri foarte mari, de ordinul milioanelor de euro, care pot fi accesate. Nu vreau să spun de ce nu le-au accesat, ce au făcut, nu-și mă interesează ce s-a întâmplat până acum. Mă interesează ce putem să facem mai departe. Cu ce venim nou, cu ce venim realizabil, cu ce venim ca necesitate pentru orașul nostru. Constanța, totuși, trebuie să ne gândim. Este prima poartă a țării. Este locul 4 în porturile din Europa. Despre ce vorbim? Trebuie să-i dăm valoare Constanței. Constanța are o valoare în ceea ce privește turismul. Dar, din păcate, este folosit doar turismul de sezon. Constanța poate să facă cel de weekend. Da, cel de weekend, da. Constanța poate să facă turism universitar. Și m-am zis că, cum, domnule, turismul universitar? Simplu. Având un centru universitar foarte bine dezvoltat, va exista acea corespondență între facultățile de prestigiu din Europa și cele din Constanța. Putem să fim puși pe harta Europei în loc fruntași în ce avem învățământul. Putem să facem turismul istoric. Constanța are vechime. Nu se exploatează decât turismul de sezon, festival, de weekend și cam atât. Noi nu propunem lucruri extraordinare, dar lucruri care sunt pragmatice și care devin o necesitate a Constanței. O necesitate. E o competiție grea, v-ați înscris într-o competiție dificilă prin prisma contracandidaților. Da, cum îi vedeți? Acum, eu am o vorbă, dacă ar fi ușor, nu m-ar interesa. Adică, ce să fac dacă e ușor? Adică, dacă toată lumea poate să facă clătite, eu de ce să fac clătită? Nu, eu m-am pus să fac cozonac. Și atunci vedem cui iese mai bine. Dar cum vedeți această competiție? Competiția cred că va fi pe calitatea discursului și pe sinceritatea omului care vrea să transmită și, bineînțeles, să nu uităm că în spatele unor candidați este istoricul lor politic și atunci s-ar putea să-l crească sau să-l scadă. Depinde ce vor constanțenii. Constanțenii vor vota partidul sau omul la aceste alegeri? Nu. Eu cred că la locale, întotdeauna la locale, este votat omul. Partidul are partea lui și este foarte normal și foarte ok, dar partidul este votat la parlamentar și la prezidențial. De fapt și la prezidențial cred că mai mult cântărește omul decât partidul. Dar este important și partidul. Ce ar trebui să știe oamenii care nu vă cunosc despre activitatea dumneavoastră? Da, oamenii care nu mă cunosc ar trebui să știe că sunt un tip foarte muncitor, un om de echipă, nu fac rabat de la lucrurile corecte și drepte, în primul rând, că asta e foarte important. Și bineînțeles, sunt un familist convins, căsătorit, am 4 fete. Despre echipa de la ALDE, ce ne puteți spune? În echipa de la ALDE o să vedeți și o să aveți surprize plăcute, pentru că sunt oameni care, parte dintre ei, n-au mai făcut politică, au intrat în politică tocmai pentru că au înțeles că este nevoie de o schimbare. Și schimbarea trebuie să înceapă cu echipa. Dacă am același lider, aceeași echipă, fac aceleași lucruri, voi avea aceleași rezultate. De 30 de ani se întâmplă cam același lucru în România. Nimeni nu schimbă decât pe aici, pe acolo, câte un om, dar echipa rămâne în general aceeași. Și atunci echipa se uzează din punct de vedere moral, din punct de vedere tehnic, din toate punctele de vedere. Și consider că e nevoie să vii cu ceva nou, oameni care au altă viziune, oameni care au idei noi, oameni care se uită și văd, domnule, hai să vedem un pic necesitatea comunității. Pe de altă parte, nu au experiență. Este aceasta un sincopă?
Nu. Și am să vă spun de ce. Vă rog. În politică nu trebuie să ai experiență politică, ci trebuie să ai experiență în domeniul tău. În momentul în care eu vin pe domeniul de sănătate, cu medici tineri sau în vârstă, dar care au experiență pe domeniul lor și au performanță recunoscută, pe mine mă interesează performanța lor politică. Eu am nevoie de specialist pentru performanța lui de specialist. Acolo, în domeniul lui, el să vină cu soluția cea mai bună și să vină să spună, domnule, am consultat situația de la Constanța și am constatat că avem nevoie de. Ideea că spitalul municipal nu mi-aparține, aparține echipei și am considerat, după ce am analizat lucrurile, că, domnule, chiar este o necesitate, e un lucru extraordinar. Au spus-o specialiști, nu am spus-o eu. Sunt multe, Constanța cel puțin are multe probleme. Care ar fi principalele priorități? Ce păi, priorități dacă ar fi să ne ducem pe câteva domenii, cred că avem probleme cu infrastructura, care nu a fost realizată așa cum trebuie și nu ne poziționează bine. Avem probleme în ceea ce privește sănătatea. Prioritar pentru noi este învățământul. Asta înseamnă dezvoltarea unui centru universitar foarte puternic în Constanța, care poate să ridice Constanța la un anumit nivel și să fim deja considerați un partener de interes pentru alte instituții de învățământ din străinătate, care este foarte important. Domeniul social de protecție, care înseamnă nu doar să le dăm un ajutor social, ci înseamnă mult mai complex subiect, este mult mai mult de dezvoltat în cadrul acestui subiect și cred că se pot face lucruri foarte frumoase. Ne vorbeați puțin mai devreme despre turism. Vă place cum arată stațiunea Mamaia în momentul de față? Haideți să vă spun ce am trăit eu și îmi cer iertare, pentru că este o chestie chiar care m-a determinat să reintru în politică. Înainte de sărbători, am trecut, veneam din județ, nu mai știu exact de unde, și când am intrat în Constanța, am fost cuprins de depresie. Sincer, m-am dus acasă și am spus soției că trăiesc într-un oraș sărac. Am zis, nu se poate. Nu se mai poate. Constanța merită altceva. Constanța trebuie să fie perlă. Are toate șansele, are toate atributele, are tot ceea ce îi trebuie. Avem port, avem canal de navigație pe Dunăre, avem autostrăzi, avem infrastructură CFR, aeroport, turism, avem aeroport, da. Avem tot ce ne trebuie. Ce important, ne lipsește? Întrebare. Ce ne lipsește? Ne lipsește, în primul rând, viziunea. Pentru că un om care nu are o viziune deschisă către ce înseamnă universul în toate domeniile de dezvoltare, atunci el se limitează la cât are universul lui. Și dacă el nu știe decât să fac parcări și fac blocuri și asfaltez, ăsta e universul, asta dezvoltă. Un om care are o viziune și care are o echipă cu viziune, pentru că nu toate lucrurile aparțin liderului. El este cel care preia ideea de la echipă și atunci o expune. Dar în momentul în care a expus-o informal, după care vine partea tehnică și atunci liderul trebuie să facă așa, pas înapoi și vine specialistul și atunci specialistul luminează pe toată lumea. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, să ai o conducere ok și corectă la Constanța. Să țin cont de părerea specialistului, să nu mă împăunez eu. Eu am venit, eu, domnule, sunt cel mai tare, cel mai frumos, cel mai... Am soluții nu. La tot. Da, eu n-am soluții la toate. Dar am specialiști care vin și argumentează soluția și concret spune, domnule, aici avem nevoie de asta. Nu pot să pun porumb când mie îmi trebuie trifoi. N-am cum. Și atunci contează foarte mult acest lucru. Dar este ce important. Să înțeleagă telespectatorii care ne privesc în momentul de față, că ALDE vine și propune un singur proiect, cel al Spitalului Municipal? Nu. Sunt proiecte în mai multe domenii. Exact câteva dintre ele vi le-am atins tangențial. O să fie dezvoltate și prezentate în programul de campanie. Proiecte care se pot realiza în perioada unui mandat. Nu ne propunem să venim să propunem 50 de proiecte. Înțelegem că spitalul se poate ridica într-un mandat se poate ridica. Există fonduri speciale pentru autoritățile locale. Am cunoștințe firme care se ocupă cu așa ceva, fac consultanță și asigură și nu doar consultanța, și implementarea proiectului. Și atunci aceste firme le-am cerut sprijin și au spus, vom fi alături de dumneavoastră cu mare drag, fără nicio problemă. Inclusiv partea de proiectare este în discuții la momentul de față pentru a prezenta un proiect sau o machetă, cum poate arăta un spital municipal dotat la nivelul anului 2020. Lipsa parcărilor, cel puțin în centrul municipiului Constanța, pare să fie o problemă reală. Da. Există soluții de rezolvare? Absolut. Există soluții extraordinar de frumoase. Care ar extraordinar. Fi acestea? Am să vă dau doar un singur exemplu. În Canada există o societate specializată în parcări automatizate, parcări inteligente. Nu în pământ, deasupra pământului. Pe un spațiu unde parchează acum două mașini, ei pot să pună o platformă de a parca opt mașini. Da.
Există soluție. Și interesant, unul din directorii principali de la această companie este român. Este constanțean și mi-este prieten. Dar aceste parcări costă. Da, dar se pot face pe proiecte. Există fonduri. Suficiente fonduri pentru... Bineînțeles. Există suficiente fonduri. Și apoi, haideți să ne imaginăm un lucru. În momentul în care a realizat o astfel de parcare, care pur și simplu meliberează terenul, da, dintr-o suprafață de 1000 de metri pătrați, unde parchez, să spunem, hai să spun că parchez 500 de mașini. Da? Dacă eu parchez 500 de mașini pe 250 de metri pătrați, îmi rămân 750 de metri pătrați să folosesc pentru o utilitate publică. Creez un mic parculeț. Că oricum s-au distrus parcurile, s-au făcut blocuri. Noi venim și spunem, Constanța trebuie să aibă parcuri. Constanța trebuie să fie verde. Constanța trebuie să aibă alternativă de energie verde, pentru că se consumă foarte mulți bani din bugetul și din buzunarul constanțenilor pe plata facturilor la Enel. Avem soluții, se pot face. Un mini parc eolian. Sunt celule fotovoltaice care pot fi folosite pentru a alimenta tot ce înseamnă iluminatul public și tot ce înseamnă instituțiile administrației locale. Asta înseamnă că, în loc să plătesc, dau un exemplu, nu știu care este suma, dar zic așa, în loc să plătesc 1 miliard pe lună energie, o să plătesc întreținere 200 de milioane. Asta înseamnă economie, asta înseamnă management, asta înseamnă să găsesc soluții și să vin cu propuneri care se pot realiza într-o perioadă în care noi spunem, da, vrem să câștigăm primăria, vrem să facem din Constanța și avem dreptul și vrem ca să demonstrăm că se poate face, dacă constanțenii ne vor da voie să demonstrăm, vom face. Dacă nu, peste 4 ani o să luăm de la capăt. Asta e foarte important de știut. Mai sunt locuri în care se pot construi spații verzi, se pot, nu știu, ridica parcuri? Eu cred că pot fi identificate în Constanța astfel de locuri și un parc nu trebuie să fie neapărat pe hectare. Eu cred că între 4 blocuri, dau un exemplu, dacă am și un parculeț... parcul arheologic este foarte mic, parcul din fața teatrului de stat, este foarte fel, mic. Da. Și atunci eu pot să fac astfel de parcuri de miniatură în zone de cartiere unde identific într-adevăr terenuri disponibile și care să fie și întreținute, pentru că din păcate, nu sunt întreținute. Arată într-un mod deplorabil. Toate terenurile care mai sunt pe lângă blocul meu sunt pline de gunoaie, de câini vagabonzi, de pisici, de tot ce vrei acolo. Numai curățenie nu există. Suntem deficitari la accesarea de fonduri europene. De ce, v-aș întreba? Sincer? Vă rog. Pentru că nu există interes. Dacă vorbim de interes, știți de ce vorbim, nu? Se pot accesa fonduri. Nu accesează Constanța fonduri? Da, Constanța n-a accesat fonduri pentru că n-a existat interes real pentru ca în Constanța se întâmplă lucruri frumoase. Este părerea mea de cetățean și am spus-o și, dacă îmi permiteți o mică paranteză, cu sala polivalentă care se construiește la Badea Cârțan, unde există o întreagă poveste și unde chiar știu ce s-a întâmplat acolo. Este un litigiu în desfășurare. Da, este litigiu și numai asta, dar în momentul în care tu nu gândești, n-ai viziune, și îmi pui o parcare de 5.000 de locuri pe o stradă, cum este Ștefăniță Vodă, supraaglomerată, de blocurile care se construiesc, de Euromaterna, de Kaufland, și dacă am o competiție pe 5.000 de locuri și vin 5 milioane cu 2.500 de mașini, că 2 vin cu o mașină, să zicem, sau 3, hai să zicem, unde îi parcăm? N-ai unde. Deci n-ai viziune. Având alte posibilități și alte șanse, de ce... Puțin, haideți să reluăm. Dacă parcarea e de 5.000 de locuri, de ce să nu încapă 2.500 de mașini? Nu, sala polivalentă e de 5.000 de locuri. Parcarea nu știu de cât este. Abia. Dar de 5.000 de locuri nu. Nu? Sigur. Sigur? N-are unde. Suprafața... De 2.500 ar fi ideal. Așa ar fi ideal, dar nu are suficient. Dar gândiți-vă la fluxul, la afluența circulației pe Ștefăniță Vodă, care va fi blocaj. Blocaj. Probabil apoi, se va găsi o soluție apoi, de fluidizare. 5.000 de locuri pe sala polivalentă conform regulamentelor care s-au modificat în urmă cu vreo 4 ani, ca și Constanța, și vorbeam de a pune Constanța pe harta mondială, internațională, și mă interesează asta. Înseamnă, Simona Halep nu va juca niciodată la Constanța, sala polivalentă, pentru 5.000 de locuri, că nu are cum. Va juca la Cluj Arena din nou. Da? Dar să pui Constanța pe o hartă sportivă mondială, îți trebuie o sala polivalentă de 10-12.000 de locuri. Înțeleg atunci, că există un proiect pentru construirea unui complex sportiv de 110 milioane de euro, dacă nu mă știu. Valoarea proiectului este mai puțin importantă. Pe mine mă interesează valoarea de notorietate și de modul în care eu, Constanța, pot să o ridic, să o pun acolo unde este locul. Nu mă interesează cât costă. Poate să mă coste și 2 euro. Chiar nu contează.
poate să mă coste și 500 de milioane de euro. Găsim banii, găsim finanțarea, nu asta e problema. Important e să am viziunea că atunci când ofer constanțenilor o soluție, ea să fie și fiabilă, și motivantă, și de interes. Altfel, pentru ce o fac? Cum stăm la capitolul sport în municipiul Constanța? Avem stadionul Gheorghe Hagi, nu este renovat. Păi da, avem stadionul care, în avem care, sala din păcate, în sportul din Constanța nu s-a investit. Din păcate. Cu toate că Constanța a dat nume grele. Te duci în lume și, în special dacă mergi în Turcia, oamenii știu Ștefan cel Mare Hagi. Toți știu asta. Da? Nadia Comăneci, Halep și Năstase. Și, deci avem, România a dat nume. Din păcate, în Constanța, în mod special, sportul a fost dat deoparte. Voit, nevoit, de ce nu mă interesează, nu fac analiza ce s-a întâmplat. Pe mine mă interesează răspunsul încă o dată. Noi cu echipa am discutat, domnule, noi o să avem o campanie foarte curată. Ce s-a întâmplat nu e problema noastră. Asta s-a întâmplat, istoria nu putem întoarce. Ce putem face de aici încolo trebuie să argumentăm foarte bine și să motivăm foarte bine de ce să fac lucrul ăsta și să nu fac altceva. Și atunci dacă lucrurile astea vor fi prezentate corect și reușim să ajungem, repet încă o dată, dincolo de privire, în inima omului, în inima constanțeanului, în inima cetățeanului care să înțeleagă că într-adevăr vrem să schimbăm ceva în folosul cetățeanului, vom câștiga alegerile. Dacă nu, atunci înseamnă că n-am știut să ne prezentăm foarte bine. Dar eu cred că putem să facem lucrul ăsta. Ce se poate schimba concret în municipiul Constanța în 4 ani? Simplu. În 4 ani cred că se pot reabilita toate parcurile care sunt într-o stare deplorabilă. În 4 ani cred că se poate construi un spital municipal care să aibă, să deservească municipiul Constanța strict punct, care este o necesitate, nu este un mod, nu este o nevoie. În 4 ani cred că se poate construi sala polivalentă, dar nu de 5.000, de 12.000 de locuri în care Constanța să devină ceea ce trebuie să devină pe lista competiției internaționale. În 4 ani cred că se poate promova un învățământ universitar în mod special. În mod special. Și atunci sunt suficiente obiective pentru 4 ani ca să nu mai vorbim de altele. Competiția aceasta electorală reală se joacă în 2 sau în 3? Cred că se joacă în foarte mulți. În mai mulți? Da. Și am să vă spun de ce. Vă rog. Se joacă între constanțeni. Asta înseamnă vreo 200 de mii. 200 și ceva de. Vor ieși oamenii, număr mai mare de această dată la vot? Noi sperăm să convingem prin prezentare, argument și discurs că oamenii merită să voteze și nu țin neapărat să spună votați-mă pe mine. Nu, n-am nicio problemă de genul ăsta. Dar în momentul în care faci un echilibru și cântărești ce oferă unul, ce oferă altul și care sunt argumentele de realizare, atunci trebuie să știți ce vrei să votezi. Ce îți place pentru viitor? Ce vrei să se întâmple în Constanța în următorii 4 ani? Eu, ca și cetățean, eu așa votez. Ce vreau să se întâmple în Constanța peste 4, în timp de 4 ani? Ce se întâmple? La final de mandat, să văd că s-a realizat 1, 2, 3 obiective. Suficient. Decât să facem promisiuni, 20 de propuneri. Uite, asta o să facem. 40, o să facem. Poate, da, 40, dar nu contează. Și să nu se realizeze nici măcar una, prefer să vin cu 5, 4, 3, 2, frate, care să fie realizate, iar constanțeanul peste 4 ani să zică da, domnule, uite, datorită faptului că am votat pe înțeles, am știut ce votez pentru că mi s-a prezentat necesitatea, mi s-a prezentat soluția financiară, am argument, s-a întâmplat asta. Echipa asta merită să meargă mai departe. Altfel, consider că orice echipă după 4 ani care nu-și îndeplinește promisiunile electorale, ar trebui, așa aș gândi eu. Așa ar fi corect, dar nu se va întâmpla să se dea la o parte. Spun, doamne, n-am reușit să realizez pentru că n-am avut eu capacitatea să fac lucrurile sau mai există varianta a doua, dați-mi voie să mai încerc pentru că alții nu mi-au dat voie. Și atunci se poate relua discuția. Dar, în general, lucrurile se întâmplă pentru că oamenii promit mult și fac puțin. E adevărat. ALDE are candidat și la Consiliul Județean, Constanța? Nu, la Consiliul Județean s-a făcut alianță cu PSD-ul. Și se merge pe listă comună. De ce nu s-a făcut și la municipiu? Echipa de la municipiu a spus noi vrem să candidăm. Și atunci a fost simplu.
N-a fost complicat. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Ce le spuneți oamenilor? De ce ar trebui să se uite cu atenție către ALDE Constanța? În primul rând să se uite pentru propunerile de proiecte pentru perioada de 4 ani, să se uite foarte atent la detalii de argument, pentru că asta fac diferența între o propunere realizabilă și una doar pentru campanie electorală. Și vă mulțumesc. Mulțumesc și eu pentru prezența de astăzi. A fost o plăcere să stăm de vorbă. Pentru mine. Atât pentru astăzi, doamnelor, domnilor. Ne revedem și mâine, începând cu ora 20. Până atunci, numai bine. O seară frumoasă. La revedere. Thank you.